rog toți cetățenii să nu facă liste preventive, să nu vină după noapte la palatele publice și nici nu toți la prima oră. Vaccinul este doar al dumneavoastră, nimeni nu vă va lua doza. Vom avea rând viu care va fi extrem de rapid și eficient de reglat. Astfel se poate de vaccinat pe întreaga zi până seara târziu. Totodată, primarul a menționat că pe parcursul zilei de ieri s-au vaccinat peste 1000 de persoane. Amintim că în data de 26 iunie, la Palatul Republicii au venit 4362 de oameni pentru a se imuniza anticovid. Cei mai mulți au optat pentru serul Sputnik, iar stocul de 4000 de doze a fost epuizat până la miază. Alți 362 de moldoveni au beneficiat de serul AstraZeneca și Sinopharm. În Moldova, campania de imunizare a fost lansată în data de 2 martie, iar până în prezent a fost vaccinată peste 680.000 de persoane. În Chișinău, peste 257.000 de oameni au fost imunizați cu ambele doze de vaccin.